لا هي شرقية ولا هي غربية شعب الليبي كلها خوت وحدة وطنية. Libya is one of the most complicated stories on earth. Gaddafi was in power since 1969. It was more than 40 years, 42 years. Full time Libya. Since 2011, this country has gone into complete chaos. بلاد اهدم يا بلاد، لأن تعبنا وعيانا، خطف وقتل وجرام. I want now new Libya. تيب لالينا يوسف رانم بيب بيرنيه الشامب دايش să facem vlogul de astăzi, să mergem în Libia cu mașina. Ce ziceți? Am pus Marcel acum pe GPS și facem undeva la jumătate de oră de aici, din Tatooine, asta o oră, nu știu. Noi am ajutat în Tatooine, Tunisia. Da, este un orășel așa la, ca aproape de graniță. Exact. Și na, să vedem ce se întâmplă pe acolo, să vedem, vedem dacă ce avem ne voie. Iese. Da, noi avem ceva în cap, dar na. Primul sat așa de la graniță. Da. Dacă putem să intrăm și ne lasă, da, o ținem cu noi. Da, și vă arătăm. Deci rămâneți cu noi, că e ceva foarte interesant și noi. Și noi ne suntem mirăm speriați, de ce entuziasmați, facem, da. Nici noi nu știm. Dar ca de obicei, vă luăm cu noi peste tot. Da. Deci dați un like și pregătiți-vă de aventură. Dragii noștri, am ajuns în primul sat, ce ăsta, orășel, sat, cred că e, din Libia oficial aici. Ce spuneți, am reușit? Salutare! Salutare și să mergem puțin aici. Nu-i nimeni aici, vă dați seama. Am zis, hai să ieșim, măcar puțin să mergem. Foarte interesant. Nu ne întrebați cum am ajuns. Nu ne întrebați, dacă, dar important e că am ajuns. Ce să zic? Explorăm puțin locul ăsta. Uitați-vă, mă uit aici și cum se numește. Nu știu. De-abia este semnal aici. Vedeți, se numește Vazin. W Azin, aici e Tunisia și aici e Libia. Na, interesant. Deci noi practic de aici, de la Tatooine ăsta, am venit aici, la Azinul, e o graniță, na. Uite, explorăm, da. Dar aici e mai mare sărăcie. Deci, închis. Ne mergem drept? Că nu cred că mai e. Să o luăm pe aici? Da. O luăm pe aici, pe o stradă pe care nimeni n-a mai luat-o niciodată, practic. Nici eu chiar nu mai fost niciun turist, cred că. Ce ziceți? Vă aventurați cu noi? L-am întrebat pe Marcel, vrei să mergem în Libia, să facem asta, că na, știți că e periculos aici. Ia uitați. Marcel, fratele. Asta nu s-a tot, așa am zis. Bicicletă. Mi-a dat cineva în poartă. Camila. Nu știu, dar mai mergem tot drept. Destul, am venit aici, Marcel. Mă, măcar suntem numai noi. Nu, dar să facem că s-a întâmplat în parte diferit față
alea din Tunisia. Da, exact. Seamănă așa. Da. Sărăcie mare și aici. God, ce mai cea. Nu știu ce să zic. Putem să o luăm pe aici? Ha? Mai luăm pe aici? Cred că suntem cei mai inconștienți oameni care există. Ia să vadă ce e aici. Mic. Vă dați seama aici, cum am mai zis, sunt mult mai săraci. Se tot bat. A, bine, aici nu știu la graniță, nu? Ce aici? Aici vin cei din Tunisia și își importă la ei în țară tot felul de combustibil, că aici e mult mai ieftin decât... Da, exact. Deci, electrocasnice. Un euro, cred că era, sau așa ceva. Televizoare, laptopuri. Cineva fluieră. Fluieră după noi. Dar noi nu ne uităm. Da. Un copil. O găină. O găină, un copil. Cineva a fluierat. Găina aici paște. E un câine aici. Sper că e legat. Nu e rău. Nu e rău, s-a dat în spate. Filmez și eu așa să nu se vadă că filmez. O zice cineva hello, nu? Nu, era... ce se vadă până. Era o femeie, cred că. Da. Ia, și aici o luăm la stânga. Da, uite și aici, din munți, așa. Sper ce frumos se vede. Deci cumva se continuă munții din Tunisia aici. Interesant. Munți. Uite așa, de lucru, da. Ne uitați aici. Niște roți. Să știți da, că... Da, oricum, nici nu avem voie să mergem mai departe, practic, decât în primul sat aici. Măcar suntem în Libia. Ce să zic? Ia uitați, acolo e o cămilă mare. Vezi, Marcel? O vezi? Da, normal că o văd. Crezut că nu o vezi. Mă plic bun. Marcel nu prea vede la distanță. Da, dar chiar așa, să vedem. Vedeți? Ne uităm în stânga și în dreapta aici să nu vină bicicleta. Hai să mergem. Apoi intrăm acum în mașină. Aici era o moschee, vedeți? Intrăm în mașină și mai povestim în mașină, bine? Rămâneți cu noi. Cam asta a fost turul la satul ăsta. Haide aici, repede! Nu mai m-a filmat, mi-e frică! Haideți că vă mai arătăm! Da. Pe drum ne pregătim și vă mai arătăm! Foarte multă lume trecea granița. Deci erau
iau lucruri că sunt mai ieftine în Libia și le vând în Tunisia, nu știu ce să zic. Importă în Tunisia electrocasnice și de astea că sunt foarte ieftine, da. Și le vând aici la preț dublu sau așa și mai fac și ei niște bani. Nu e frumoasă Libia, dar cred că e și închisă țara, practic. Nu știu dacă ai voie să mergi așa să vizitezi capitala Tripoli și toate astea. Da, probabil securitatea, foarte multe. Da, deci trebuie se să ai conexiuni și așa și, da. Și securitatea ta cumva ai pusă la încercare și... Practic tu viză de Libia nu poți să primești pentru că, nu știu,